cum a luat naștere brandul Letter by Laura Olaru? Din dorința de a avea cât mai multe genți. Lucrez doar pe piele naturală. Pielea naturală mă provoacă cel mai mult. Mai nou, o să lucrez pe piele de șarpe. O să vedeți următoarele colecții, o să vă placă foarte mult. Voi lucra pe piton și abia aștept să văd ce iese. Îți mai amintești care a fost prima geantă pe care ai creat-o? Plicul simplu, fără căptușeală, accesorii, o bucată de piele tăiată și cusută doar pe laterale. Dar cea mai dragă geantă care este? Cel mai mult iubesc triunghiul, care a suferit de-a lungul timpului multe transformări. Am pornit de la forma plată, i-am adăugat apoi lărgime, i-am făcut un sufleu, i-am pus franjuri, i-am pus baretă, l-am reechipat, ca să zic așa. De curând ai lansat o nouă colecție de genți, reinterpretând clasicul penar și clasicul ghiozdan, ghiozdanul de odinioară. Cum a fost primită de public? A fost primită foarte bine și rucsacul și penarul. La penar i-am adăugat niște franjuri ca să-l fac un pic mai glam, mai chic, așa, să-l duc într-o altă zonă. Rucsacul l-am făcut și pe culori tari, pe albastru, pe galben, culori agreate vara aceasta foarte mult. Cel mai mult mă inspiră oamenii, femeile în general, personalitatea lor. Creez pentru anumite tipologii și consider că eu vin cu acel ceva care întregește ținuta. Creez mai nou și pentru bărbați și sper să fie primite bine de public. Femeia care îmi poartă gențile e o femeie liberă, este o femeie pozitivă, este o femeie exuberantă, este femeia care are încredere în ea. Care a fost cea mai mare satisfacție pe care a avut-o pe plan profesional până în prezent? Cu siguranță gala avant-premier by Alin Gălățescu, unde am venit cu colecția French Couture, o colecție de genți cu franjuri. După părerea ta, care ar fi must-have-ul din garderoba unei femei în materie de genți? Ar trebui să ai o geantă de zi, o geantă clasică și ar trebui să ai un clutch pentru seară, ceva care să-ți se potrivească la mai multe ținute. Cu ce ne recomand să asortăm geanta? Aș fi tentată să spun că aș asorta-o la un ruj, dar mai degrabă aș asorta-o la atitudine. Ce ne spui despre femeia din spatele brandului? Cum este Laura Olaru atunci când lucrează? Eu sunt cel mai sensibil și mai emotiv om pe care îl cunosc.